Gust la nivel național, apartamentele noi și vechi s-au vândut cu un preț mediu de 1.508 euro pe metru pătrat, cu 15% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Acest lucru nu pare să-i sperie însă pe românii care vor să devină cu orice preț proprietari. Sperăm că o să găsim la Năvodari ori o garsonieră, ori un apartament cu două camere. Pentru vacanță sau de asta acolo. Care ar fi limita maximă? Păi în jur de 80.000 de euro. Cum vi se par prețurile la apartament? Prețurile în prezent mi se par foarte mari. Acesta a fost și unul dintre motivele care ne-a determinat să vrem să ne construim o casă. Inițial când căutam apartamente de 3 sau de 4 camere în zone semicentrale, cum e aceasta, 13 septembrie, așa, și prețul la care ne-am gândit noi 150.000 sau 160.000 de euro. În capitală, la primul târg imobiliar organizat de la debutul pandemiei, vizitatorii pot analiza peste 20.000 de oferte imobiliare. Avem și apartamente de 3 camere puțin mai mari, avem și apartamente tip studio, care încep de la 30 de metri pătrați și 40 și ceva de mii de euro, tot TVA inclus. Sunt apartamente de 23 camere, în principal, apartamente de 2 camere încep de la 40 de metri pătrați. Prețurile variază, începând de la 80.000 de euro cu TVA inclus. Cele mai căutate sunt apartamentele cu 2-3 camere, spun specialiștii. Majoritatea românilor își aleg o locuință în funcție de preț, este cel mai important criteriu, numărul de camere, bineînțeles, planurile de viitor, dar și anul construcției. O parte dintre români își doresc locuințe centrale, chiar dacă anul construcției este mai vechi, iar altă categorie, care sunt tinerii, își doresc locuințe noi, cu o valoare de până într-o 100.000 de euro. Fondurile alocate pentru programul Noua Casă s-au epuizat într-un timp record în 2021. Acesta a fost însă și ultimul an în care România a mai putut beneficia de acest program, care permite achiziția unei locuințe cu un avans de doar 5%. Așadar, de acum înainte, cumpărătorii sunt nevoiți să folosească alte produse de creditare. Există produse standard de creditare cu avans normal de minim 15%, dar care ca și costuri, ca și preț, concurau cu succes programul Prima Casă. Cel mai ieftin DAE în momentul acesta pe un produs standard nenegociat este de 3,4% pe an. 13.000 de români și-au cumpărat anul acesta o locuință prin programul Noua Casă, potrivit datelor furnizate de Fondul de Garantare.